Spital de Oncologie din Capitală. Oferte atractive pentru cei care vor să-și petreacă sărbătorile de iarnă în țară. Hotelurile și pensiunile vin cu oferte complete, astfel încât să atragă tot mai mulți clienți. Mesele cu produse tradiționale ori pregătite de șefi talentați, zonele de relaxare mereu la dispoziție sunt doar câteva dintre atuurile cu care sunt ademeniți românii. Mare atenție, dacă veți sta prea mult pe gânduri, s-ar putea să nu mai găsiți nicio ofertă disponibilă. În medie, prețul unui pachet turistic de sărbători în România este de 1500 de lei de persoană. Unele feluri poate să pornească de la un 359 de ron de persoană, dacă alegem o vilă sau o cabană regim self-catering, și pe măsură ce creștem numărul de stele și numărul serviciilor turistice, putem achiziționa un revelion pentru 1500-2000 de euro pentru o familie care stă într-un apartament, la un hotel sau la o pensiune de 4 și 5 stele, de regulă poate fi o pensiune tip boutique hotel. Preț în care este inclusă cina festivă, dar și acces la saună și piscină. Costurile sunt valabile pentru destinații precum Valea Prahovei, Poiana Brașov, Rucărbran, Maramureș sau Bucovina. Iar România devine tot mai interesantă și pentru turiștii străini. O dovedesc cifrele, în ultimii 5 ani de zile, practic s-a dublat numărul de turiști străini care vizitează România. Sigur, cifrele sunt încă destul de jos, dar suntem pe un trend ascendent și ăsta e un lucru pozitiv, trebuie să-l spunem. Probabil că de la vreun 1.200.000 de turiști străini, suntem la peste 2,4 milioane în 2016, în 2017 vom fi la 2,65 milioane de turiști străini. O noutate a anului 2017 sunt vacanțele în România cu avionul, iar turismul de sănătate a fost la mare căutare anul acesta. Zona balneară a crescut felixul foarte mult, cel puțin la noi în cifre, zona balneară a crescut cu 100%. Mare atenție însă, rezervările pentru pachetele de sărbători s-au făcut din vreme, așa că dacă nu vă grăbiți, s-ar putea să nu mai găsiți oferte disponibile. Pentru România cel puțin, să spunem undeva la 70%, așa o estimare foarte detaliată, deja s-au ocupat. Au mai rămas, evident. Hoteluri, pensiuni, zonele turistice tradiționale și oferta, bineînțeles că e foarte largă. Depinde cât vrei să stai, ce fel de cazare dorești, ce fel de masă. Pentru un pachet la o pensiune de 3 sau 4 stele, prețul pentru 5 nopți de cazare poate ajunge la 2500 de lei de persoană.